Seara-i de mister, bradu-i luminat, ar steluțe-n el, totu-i minunat. Roata de copii, bradu-i la mijloc, și așteaptă, așteaptă tot să audă cioc, cioc, cioc. Hei, zurgălăi, zurgălăi, vesel zurgălăi, se audă prin câmpii, peste munți și băi. Hei, vine iar și la noi moșul bun și blând, să cântăm, să dansăm pentru Moș Crăciun. Thank you.
dă. Iată-ne în a 68-a zi de școală. Deci timpul trece, nu ne iartă. Și ne face deosebită plăcere să vă prezentăm programul nostru așa cum l-am putut noi pregăti, după puterile noastre de clasă pregătitoare, și sperăm să vă facă plăcere. Important este să vă bucurați că sunt copiii dumneavoastră, să le iertați micile stângăcii, pentru că sunt încă la vârsta inocenței și dacă nu acum, atunci când? Vreau să lăsăm grijile, preocupările și să ne deschidem inima în fața acestor copii minunați, care ne fac viața zi de zi mai frumoasă și ne fac să zâmbim în fiecare zi. Să știți că eu de la ei capăt energie și chiar câteodată nu-mi simt ani. Pentru că sărbătorile sunt cel mai bun prilej de a transmite gânduri frumoase, vreau să vă doresc și eu multă sănătate, multe bucurii și împliniri. Anul care vine să vă aducă speranța unui nou început, energia necesară pentru a vă realiza toate obiectivele, înțelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care le oferă. Vă mulțumesc tuturor că ne sunteți alături în această seară. Mulțumesc. Nu știu de bine funcționează microfonul și cred eu... Dana, o secundă. Cred eu că e mai bine fără microfon. Copiii vor recita mai tare și dacă este liniște în sală, ne auzim foarte bine. Oaspeți dragi, bine ați venit! În seara asta este sărbătoare pentru întreaga suflare. Seara asta este sfântă când colinele se cântă. Seara este seara de ajun a bătrânului Crăciun. Se devine vremea rea cu privirile astea scuturătinori de sfinte sărbători, povești cu îngerești. Pentru copii poșnași, povești cu sfinți părinți, pentru copii cu minți, aflați-le acum, prate moșteșiți. În această zi geroasă, când zăpada se așterne și când Deana ți intră în casă, noi vă spunem bună vreme, ne întrebați de ce e bună, pentru că de mult s-a spus, într-o seară tot cu lună s-a născut Domnul Iisus. Apropie Crăciunul, vin să te rogi cu mine, Iisus să naștesc copile pentru tine, să apropie Crăciunul, cu bătăm podobit, Iisus la cerentenă să îngenucă smerit, să apropie Crăciunul. Vin să te rogi. Vin să te rogi duios, să crești cura copile, că bătăm cel frumos. În seara sfântă de Crăciun, noi venim cu gândul bun. Îi aducem vestea dorită, cea din veacuri pregătită. Domnul cel fără început, Hristos acum s-a născut. Din casă în casă colindăm și tuturor noi vă cântăm. Într-o țară îndepărtată, Betleem e titunată,
un om cu povara sa. Am râs, a fost bătea și răga pe toți pe vinte și cu paște ce cuvinte să primească peste noapte că soția îi va naște pe copilul cea mai sfânt care vine pe pământ, ca și voia Domnului să se nască fiul lui. El a vrut ca fiul sfânt să se nască pe pământ și-o ales-o pe Maria pentru fiul lui Mesia. Dumnezeu a hotărât ca tată de pe pământ să fie un om cinstit și păios de blăgăsit. Oamenii nu au vrut să-i primească, nu au putut, l-a tântit ușana și în frigul a rămas. S-au obosit și supărați, părăsiți-a lor. Rați bine, nu le-i grăbire. Ce face de nace, face de ghie. Eu ce coacea manie. Ajunge ce n-a tot o iece ce au afat. Prin amagine de ce iece au uitat. Bravo! Ești la raca, am săracă. Toți la voi și poate o vacă. Dar de așe primitoare, cu gărduri viitoare. Și într-un cod de esle jos s-a născut Iisus Hristos. Și minunea s-a împlinit și tot magia a venit. Le tăie Maria, săvârșim călătoria, l-a născut pe Fiul Sfânt, îngerii din cer cântând, au adus vestea lung și larg, ca un rege luminat, cu mărire va veni, pământul va moșteni. Iar noaptea înstelată, pe cer iată se arată, mai aprinsă și mai clară, mândră stea, steaua polară. O stea se vestește acum, că noaptea de Crăciun, el Mesia se va naște, mi-al va recunoaște. Iată că și stea pe cerul lucește, din răsăritul la toți povestește. Iată că aici în lume, sub un cer frumos, s-a născut Domnul Iisus Hristos. Mai puțin fericit să-l ajută pentru oameni.
de pestos. Mama pruncă a fost astea, a acurcat. Să ne iese pe fost uscat, pe a lumii împărat. Bravo! Haideți cu toți de grabă să-i aduceți până. Să faceți loc în casă, că plurii Hristos. Și pe noi veți părinți ca și mama Hristos. Să ne creșteți bun cu minți, să ne fim de fost. Să vă fim de fost. Acest praznic luminat, ce cu drag l-am așteptat. Am dorit ca să vă fie spântire și de bucurie, ca să s-a născut Hristos, Mesia chip luminos, la mulți ani să aveți folos de nașterea lui Hristos. De Crăciun e o zi de sărbătoare, ți pe doară, Bradu mândru s-a călcit, e frumos cu povobit. Ia sub el. Și toate sate dau multe. Minunat! Să-l aplaudăm! Venit la noi în clasă, îl prezentăm și părinților. El are nevoie de mai mult suport, dar acum vine este emoționat. Încă nu vă cunoaște pe dumneavoastră, nu v-ați întâlnit cu el în prima zi de școală, da? Și atunci are mai multe emoții decât ceilalți. Bravo, Ștefan! De! Haideți, lasă-o că știe și ea. Iar acum încă le vrem să cântăm frumos, să nu uităm de el, te naște de Iisus Hristos. Bravo! Copilul ce a ascultat și poezia a învățat. Să vedeți, fetiță mică, mă!
să zică. Și Crăciunul adevărat, Maria nu vrea să fie. Mami, că a greșat. Da, face liniște. Nu, domnule, nu începe, nu vrei liniște. Da? Păi da, stai, liniște, începe. Hai, acolo și așteptăm. Păi noi suntem actori. Da? Zi. Eu ciutul copii cu minte, moți că sunt cine minte, poți aduce pe tu mine, uite-mi cum te țin. Te aștept, moți că sunt piană, ceana de ajun, și ți-o spun o poezie ca duce de o jucănie. Și ți-o necit mai frumos ca tot ce fii bucuros. Bravo, bunică, frumos ai spus. Oarei tăi, ce au de spus? Spuntare și respicat, Dumitru a ascultat. Bravo! Aici să știți că aveți niște superstiții de Crăciun și Anul Nou. Să le luați în calcul. Moș Crăciun e șmecher mare, are multe buzunare și o desagă în spinare. Ce mi-aduce moșul mare? Dacă spun o poezie, moșul îmi dă o jucărie. Dacă joc în dans frumos, moșul e tare bucuros. A, uite, mama! Dana are dreptate. Multe daruri, multe moșul duce în spate. Dana, salvează pe mama, să tu știi replica. Ce trebuia să spună? Dana are dreptate, moșul multe daruri. Mama are emoții, hai să o aplaudăm pe mama Dana. Da? I-ați instruit de acasă, ai grijă, nu mă faci de râs, să spui acolo tare, clar și așa, da? N-au și părinții emoții. Bun. Eu trebuie să spun, am încercat, părinții am ascultat, la școală am fost bun, să nu supă pe Moș Crăciun. Știi că dacă am fost cu minte, moșul și aduce aminte, sigur în sacul său, aduce un cadou. Mami, spune dumneata de aminte și... Așa este moșul, părinți. Un pic mai tare să vă audă moșul, că nu vine dacă nu vă aud. Așteptăm cu bucurie să vină Moș Crăciun la noi. Badu am poezii? Poezii am pregătit. Bradu? Badu am pregătit cu colegii, ne-am jucat pe doamna ascultat. Tu, Betty, foarte frumos ai spus. Oare părinții tăi ce au de spus? Mami! E foarte adevărat! Betty a ascultat! Matei, eu deși... Mai rușină și m-am purtat mereu frumos, bucării nu a stricat. Cu copii? Cu copii nu m-am certat, sunt atent și învăț bine atât ce doamna mea spune. De să ne spun poezii ca cei ca copii. Nu e așa, mamica mea, că mă pot mai da așa? Bine, mami! Mami! E foarte... Tati! Adevărat, Matei, a ascultat. Păi da, cum? Adică aveți emoții mai multe decât ei? Nu, avea de... Ei, vedeți ce l-a făcut mai părinților? Fiu mame de emoții! Luna cea mai îndrăgită, mult iubită din copii. E decembrie, știm bine, când cadou noi primim. Moș Crăciun aduce bladuri și cu el păpuși mașini. Iar noi în jurul casei colindăm pe la vecini. Ioana? Ioana e talentată și cea mai cu minte de fată. E plăcut de sărbător. Se aud colindători, iar noi stăm pe lângă brad, așteptăm pe moșul drag. Eu de când am mai crescut, am învățat foarte mult, sunt atent și ordonat, la jucării fac curat, iar mămica mea e bine, e tare mândru de mine. Gabriel? Gabriel este un băiețel cu minte și orice. Azi,
când ziua fericită, în decembrie a sosit, mă Crăciun poate într-o clipă, în clasa și venit. I-am promis acum un an că o să fiu fată cu minte. Altă rugăminte n-am, decât dar multe, multe, spune mami, e adevărat că pe toți am ascultat? Moș Crăciun, e adevărat. Antonia m-a ascultat. Antonia m-a ascultat, dar dumneavoastră spuneți. Moș Crăciun. Moș Crăciun s-a început. Moș Baba că o zi a lăsat pe zama povără. Fie o spiritul să te ia cât tipii de cume. Și desigur m-a lăsat să aduce mai tău. Să nu știu că atât să ne cunoaște. Semnez Alina cu respect, am spus că Alina m-a impresionat. Eu știu că e adevărat, dar vreau ca părinții tăi să confirme acum și ei. Unde e mătica Alinei? Uite acolo. Acolo? Hai, mămica! Hai! Așa? Așa e fetița noastră, cu minte, la școală și acasă. Nu, Mihai, hai să vă rog să facem și noi. Clic-clic-clic, clic-clic-clic, și zăvara lângă lor, veni o frământă, iară vine moșul, prinde fulgenea, îi dacează roșul peste catifea. Părinții, dar și pot să simte. Deci nu ne supărăm deloc. Deloc, deloc. Ia să vedem ce ne spune Mihai. Moș Crăciun. Mihai, Mihai, te dezamăgesc, dar bine și tu. Da. E nerăbdător, săracul. Da? Moș Crăciun, să ții minte. Eu m-am făcut băiat cu minte. Acum că m-ai crescut, eu pe mama o ascult. Să faci bine din sacul tău, să dai și mie un cadou. Și o să fiu? Și o să fiu și mai cu minte începând de astăzi. Bine, David, vom vedea ce spune și mama ta. David e băiat cu minte, merită cadouri multe. O, să vedem, să vedem, să vedem. Și acum, și acum, și acum, dragi părinți, și acum, dragi părinți, vreau să vă aduc aminte că Tatăna a fost cu minte, a fost bun ascultător la școală Seredor, așa că știu voi, eu sunt cadouul luminos. Ce spuneți, mă? Nu pot spune că Andrei e copil bun. Da, așa este. Moș Crăciun, Moș Crăciun, uite ce aș dori să spun. Pe la mine dacă vii, să n-aduci doar bucurii. Pentru mama, pentru tata, să n-aduci niște papuci. Jucării poți să n-aduci și multe bomboane duci. Mami, ce spune? Ce-i spuneți de Moș Crăciun? Pas. Ale, ce spune? Moș Crăciun e să ții minte. Clar că a fost cu minte. Mihaița. Moș Crăciun, toți îmi spun că ești damnic, ce îi spun? Spun și eu de dumneata că vii cu sania ta să ne aduci jucării, bucurii pentru copii. Și spun astăzi ca să fiu cu minte, în ce
zap. Uite, nu tu pe doamna de dar. Să vedeți un podobit. Te grăbi? Moșule, am pregătit o măsuță și un scaunet ca să stai și tu pe el. Eu să pun apoi ei. Să-mi dai un cadou și mie, că am fost fetiță cu mine. Și uite, am ținut o minte. Mami, ce ne spuneți? Este adevărat? Sara frumos ne-a încântat. Ei, bag seama că emoțiile sunt la dumneavoastră. La părinți. Da? Da. Ia. Georgiana. Moș Crăciune, moșulică, eu ți-am scris o scrisorică. Moș Crăciune, nu știu de când, dar scrisoarea o să-ți placă. Obiectele de desenate ai și carne colorată. N-am ieșit cum aș fi făcut, dar le-am desenat așa cum am putut. Însă credi și m-a dat de o șcheapă să n-am dea. Mami, ce ne spune? Ce ne spune, mama? S-a străduit, clar! Atâția ani de-a rândul mi-ai citit în taină gândul, uite ce de rog acum, să te abastru fi din drum și din sacul fermeca, parte bună să le faci și copiii lor săraci. Tati, care are curaj? Moș Crăciune, e adevărat, Nicolaas are suflet curat. Ia uitați aici un bărbat adevărat. Haideți-l aplaudăm pe domnul. Da? Da, bărbat adevărat. Uite așa cum mă vedeți, nu mă dau pe cinci băieți. Chiar de fapt eu o robață, eu mă scol de dimineață și sunt hărnicuță foc și nu obosesc deloc. Moșulică, te-aș ruga să-mi aduci în torba ta jucării și acadea. Ema, ce pot să spun eu cu așa să fii mereu? Doar mai vreau să știu ceva. Ce spune mămica ta? Tăticu, care are curaj? Ai dreptate, ei, mamea. Perfect, vedeți? Am tătit curajos. Nu era așa, dar a fost perfect. Ia să vedem. Ștefanel? Bye.
Adam, praf de magie, acum este invizibil, s-ar putea să fie în sală. Ai grijă cum dansezi? Da, nu se aude. Păi, dar este, dar Moșus și-a dat cu praf de magie Ema. Și este invizibil, e aici cu noi. Eu îl văd, mie mi-a făcut semn. Și eu îl văd. Nu e adevărat. Începem? Da. Maria. Yeah.
cântăm o dată cântecul cu Moș Crăciun, poate ne aude și bine. Da. Ia, da. Numărul 6. Ia să vedem. Numărul 6. Ia. Ia. Atenție. Poate ne aude. Din cadouri pe drum, da? Sper că pe drum. Era secretul nostru, Moșe. Sper că pe drum voi avem toate cadourile. Ieri am mai fost la niște copilași care au rămas triști pentru că Moșul nu a legat Sania cum trebuie. Și ce credeți că a pățit? A pierdut cadourile. A pierdut cadourile, da! Știți cât l-am certat și acum trebuie să muncim de două ori mai mult pentru că Moșul ne-a pierdut cadourile. Of, Moșule, dar sper că de data asta ai adus tot ce trebuie. Eu așa zic că sunt toate cadourile pentru copii. Și dacă ne-ai adus tot, promite că vii noaptea de ajun să îndeplinești toate dorințele de pe toate scrisorile. Da. Când o să vii la Moșul, o să-i reamintești, rog frumos, da? Dar voi ce sunteți aici? Grupa mică de la grădiniță, nu? Sau ce sunt? Le-am primit, dar le-am încurcat. Eu n-am avut grijă, Moșule, iartă-mă. Să nu cumva să mă cer și să-mi iei din cadouri dacă am greșit. Iartă-mă, da? Da, da. Moșu, Moșu, poți să zic ceva? Ia spune. Ai pune o lăpântare. Și eu meu. Eu cred că ți-a trimis o Moșu. Un tren mare așa să fie sau mai micuț? Cum să fie? Mare. Vorbesc eu cu fiecare când veni pe la mine aici și vorbim și... Așa o să facem. Dar... Moșule, cam surd. Adică n-a auzit toate cântecelele și mi-a spus... Nu le spune copiilor că n-am auzit tot, dar vreau să mai îmi cânte odată un cântecel preferat al lor. Haideți, șase. Ce să vadă Moșul cum ești. Yeah.
Și părinții, am auzit eu niște voci, am zis că mi se pare, dar erau a părinților, erau, nu? Da, da. Au învățat poeziile bine au și părinții, și da? Părinții, dar moșule acum ai adus cadou și pentru părinți? Nu. Data viitoare. Moșule, de ce n-ai avut grijă? Le-am pierdut. Păi nu știam, zis că o să fie și părinții. Și pe ăștia le-ai pierdut. În ajun, că fie revanșa. Mai știi câte ai de făcut în ajun? Mai știi? Ce vrei să ne mai spui? Dar ai două saci. Are mai mulți saci. Mai mulți saci are și aici și aici. Nici nu știu. Da, dar toate sunt pentru voi. Poate? Vorbim când vii aici la mine să facem o poză. Putem să punem o melodie pe calculator să dansăm? Da! Ia să vedem! Ia să dansăm! Yeah.
copilașilor ăștia la frumos. Ai dreptate că s-au... Nu s-au descurcat foarte bine, am să testeze moșul, să văd dacă mai are răbdare, dacă trebuie. Eu mai iau răbdare, dar ei nu mai iau răbdare. Ia să ne așezăm. Nu mai au răbdare. Ia să ne așezăm. Moșule, ai scris numele la fiecare să nu fi uitat pe nimeni, da? Ai scris? Da, da, da? Am trecut, da. Aici văd că scrie o broască. Georgia. Oh. Broască Georgia. Serios! Georgiana! Hai, Georgiana, ia-mi aici la moșul în brațe. Ne uităm și la doamna fotograf să facem o poză? Georgiana, ia-mi la doamna. La doamna. Bravo. Tu cât e, ok? Ai 6 ani. 6 ani? Da. Și îți place la școală? Da. Ai colegi? Bun? Da. Te împaci bine? Da, foarte bine. Prieteni? Te-ai făcut și prieteni? Da. Care e cel mai puțin? Toți. Asta e foarte bine. De mult n-am mai auzit cuvântul ăsta, că majoritatea spunea unul, altul. Da. Tu ești prietenă cu toată lumea. Felicitări. Crăciun fericit. Aici avem un apostol. Cine o fi apostol? Apostol Matei! Nu știu, dar tu știi și cum li se spune? Adică n-ai scris doar numele și atât. Ne uitam la doamna fotograf? Da. Bravo, bravo. Tu câți ani ai? 7 ani. Ok, ești băiat mare. Și ai fost cu mine? Da. Ești de soare moșul? Da. Și ce te dori cel mai mult acolo de pe Cristo? Cel mai mult? Lego. Da? Bine, moșule, ai reținut? Lego. Ai reținut, da? Ai reținut. Uite și ai reținut. Da. Bine, da. Ia Sara Tapu? Cred că Tapu scrie aici, nu? Ne uităm la doamna fotograf? E bine, așa? Tu câți ani ai trebuit? 6. 6 ani? Da. Și cum e la școală? Frumos. Cum e, doamna? Cred că e secretul nostru. Cum e? Se descurcă, face față cu bine. Da, bravo, bravo. Da, aveți grijă de ea, da. Avem aici un Pamfile. Măi, dar nu ai moșule, dar tu pe toți ești Gabriela, Alexandru. Cine e Pamfile atunci? Tot tu ești? Păi nu ea. Tu ai mai fost odată? Nea. Nu. Ce-ai mai fost? Le-ai uitat voștri? Ne uităm la doamna fotografie. Bravo, drăguță. Tu câți ani? 6. 6? Și? Cum? Îmi place la școală. Care e materia ta preferată? Să faci teme. Asta e materia ta preferată, să faci teme? Înseamnă că doamna îți dă foarte multe teme. Da, avem teme? Da, avem teme. Păi ce ați făcut, doamna? Ce teme avem, mă? Temele la noi sunt să ascultă creioane și să aibă grijă de penat. Greu. Da? Greu. Gata-i. Sărbători fericite. Aici avem Alina Maria Vartic. Eu! Vartic! Eu! Ia, uite-ți! Ia să ne uităm să facem o poză acolo. Alina, dă ce-o poți dinții și-o amintoi? Aoleu, a venit zâna măsă. A venit și ți-i aluat? Toți dinții aluat! Dar ți-aduc și-o aici. Toți-i aluat? Nu! Dar toți-i aluat? Da? Ți-a luat toți dinții? Mai e câțiva, nu? Lasă cum să crească. Ce-ți la școală? David Andrei Pintilie. Eu. Bravo, vină la mine. Hai. Tu câți ani ai, dragul? 6 ani. 6 ani? Și îți place la școală? Da. Și ție tot temele îți plac cel mai mult? A, n-ai nici tu o materie preferată, altceva? Română, matematică. Să scriu. Să scrii? Ce ai învățat și să citești? Un pic așa câteva cuvinte, nu-i așa? Da, felicitări. Să fiți cu mine, da? Dumitru Andrei. Încet. Ia să ne uităm să facem.
cât timp ai, dragule? 6 ani. 6 ani? Da. Și? Îți place la școală? Da. Tu ai un prieten cel mai bun? Da. Cine? Ne-am cine e prietenul tău? Doi. Doi ai? Cum da. Îl cheamă? Cum îl cheamă? Gabi și Matei. Da. Ești prietenii tăi cei mai buni? Da. Da. Și pe Mihai. Și pe Mihai. Și pe Mihai. Și pe Mihai. Și pe mine. Doamna, și pe mine. 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 Nu va uita pe nimeni. Alexandra Maria Țenea. Alex. Alex. Ne uităm la doamna fotografă? Câți ani? 6 ani. Dar tu știi ce să vă dorim pe 25 de ani? Nu s-a făcut nașterea cândva. Mai vezi că știi, te-ai emoționat de la moșul când ai văzut așa, nu? Sărbători fericite. David Teodor Irimia. Oho! Tu cred că faci un sport ceva de ești așa fortul. Ia să vedem ce faci. Faci vreun sport? Faci vreun sport? Ce am zis eu, păi de la cât de bine ai sărit aici, m-am gândit. Ia zi-mi, sportul îți place la școală? Sau nu se numește sport? Cum se numește? Educație fizică. Educație fizică, sport da. E altceva. Place. Îți place, nu? Foarte. Faceți exerciții antrenante? Vă distrați? Vă... Mai jucă în acele vânătorii. Super inter. Și câștigi? Și tu ce ești de obicei, rață sau vânător? Mai mult rață. Mai mult rață. Mai mult rață. Da. Și la sfârșit te face și vânător, nu? Da. Daniela Maria Pleșa. Încep, încep, încep. Haide, bine, bine, bine. Dar rochița asta frumoasă cumva a făcut-o doamna sau mama? Mama a făcut-o. A descurcat foarte bine. Ia să fii pe lista de Crăciun, ce-mi plătești cel mai mult, cel mai mult. Să mergem, Maria. Detectorul din liceu. Detectorul, ca pe cine să prinzi căminte? Pe mami? Nu. Dar pe cine? Toată familia. Pe toată familia să-i prind, am înțeles. Ioana Lupu. Ioana Lupu. Uite Ioana, și-a pierdut patru. Ce nu șurea asta? Ia de cu. Tu câte ani ai venit? 7 ani. Mai ai vrut să studiați? Nu. Nu mai. E singurică? Da. Îți face mamă? Nu. Nu sună omul? Ai fost cu mine? Da. Și o ascult pe mamă? Da. Pe doamnă? Da. Dar ce mai mult ce dureți de vizitare? Mi-e place... Cofetăria. Ca mare. Mare, să fie cea mai mare, mai mare. Da. Dar îți place să faci prăjituri, să înțeleg. Da. Păi și lucrul și eu cu prăjituri. Da. Bine, dar în noaptea de ajun să-i lași acolo pe măsuță, că sigur că... Antonia Sârmache. Ce-i desenat ultima dată? Andrei. Un brad? Un brad. Copii? Ce desenat? Andrei Nicolae Rândunică. Andrei! Rândunică. Și tu cred că faci sport. Te-am prins? Da. Câți ani ai dat voi? 6. Ia uite la. Da,
Dar ce sport faci tu, Andrei? Educație și educație. Educație și educație. Îți place să joci fotbal? Da. Cu cine joci fotbal? Păi cu Gabi. Cu Gabi și cu alți băieți, că nu cred că jucați doar vreo zi. Și cu doamna învățătoare mai jucați fotbal? Nu. Nu? E doamna, nu doamna. Și cu doamna. Păi da, dar uneori la mult nu îți faceți muzică și mișcare? Dar cu doamna ce facem în clasă? Nu, dar doamna jucăm? Păi, da, da. David Mihai Scorța. Hai, Mihai. Oh! Tu parcă spuneai că aveai centura la fel, nu? Da. Ce e emoția? Ia să ne uităm să facem o casă. Ai fost cu minte? Foarte. Mai faci uneori așa niște Un telefon. Ce telefon ca să notezi aici, să notezi că eu am un calculator? Eu aveam un telefon 10. Un telefon 10? Și dacă e 12? Nu. E bine și 12, da? Bine, o să încerc să fac roze 12, că 10 nu stă cum mai avea, da? Dar tu ești un copil de nota 10, nu? Sărbători fericit. Iau telefon. Ștefan Alexa. Ștefan. Hai, Ștefan. Ia. Ne uităm să facem poză. Da. Ștefan. La poză. Ștefan. Ștefan. Tu, Ștefan, cât ești? Cât 7. Sărbători fericite! Are emoții. Are emoții. Mai ai emoții? Izabela Maria. Avem pierdut toți. N-a putut moșul pe nimeni, așa mi-a promis. Ia, Maria. Ia spune. Am 7 ani și m-a căzut în minte. A venit la măseluță, nu la mine. Ia și m-a dat 4. 4. Și ți-a văzut? Și mie. Aoleu, și mai cade unul. Mie mi-e frică. Bă, tu n-ai de ce să-ți fie frică. Mie mi-a căzut. Eu sunt fricoasă. Aoleu, gata. Pentru că așa era. Așa era, nu ți l-a scos moșul acum când te-ai așezat la ea? Nu, moșul e de vină, nu? Emma Alessia Gheorghiu. Bravo, Emma! Ia, mi-ai la școală? Ai, e mai mică! Ia să facem o poză și hai, vină! Ce frumos! Ia, bravo! Bravo! Ce ți-ai cadou? Moșule, sigur mai ai cadouri pentru toți. Că cred că... A, uite că mai ai. Nicolas Andrei Caloian. Dar poate liniște, că nu toți copiii au primit. Dar cum să te primi cu ei, nu mă. Dar doamna, dar nu mai primi. Dar la mult, cine e acasă? Păi, dar mult la verificență. 6? Și îți place la școală? Da, la mult, odată, bine. Bine, mai trebuie. Moșu! 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 Dar vrei și acasă la noi? Da. Beatrice Holea! Ia da, hop așa. Ia să vedem dacă sunteți cu mine, cum o să faci o poză cu toți. 7 ani. Ia, aștept toată, cea mai arătătoare. Ne zice Ema. Ema. Cu
foarte frumos, felicitări! Moșule, stai așa că am mai găsit un cadou aici la fundul sacului. Hai să văd ce scrie aici. Beti! Beti! Scrie aici, aici scrie doamna Gina. Gina, dar cine e Gina? Că eu...